Salutare tuturor și bine ați venit, ați revenit la un nou vlog pe canalul Exploring with Daniel. Nu uitați să dați un like și să vă abonați în caz că sunteți noi pe canal. Hai să continuăm, astăzi avem o grămadă de chestii de făcut, printre care și un PCR test. Gata, am plecat de la cazare. Stai, pun, am luat un așpa pe aici. Trebuie să merg până la bancă, să scot niște bani, o să am nevoie azi de câțiva bani, o să vedeți de ce. Hai să vedem cum e să scot bani. Bine, eu am mai scos bani, dar acum trebuie să scot puțin mai mult, cam 100 de euro și... Că aici nu prea scoteam bani pentru că plăteam cu calul, dar acum că trebuie să scot 100 de euro e cam complicat. Unele bancomate îți dă doar 20-30 de euro. Hai să vedem ce o fi. Bă, să-ți revolut. Da, e bandirii. Deci, maximum 1.250.000 pot să scot, what the fuck. Nu e nici 100 de euro. Unu, două, sute, pas, aici complicat cu banii ăștia. Tranzacție în procesare, se aude sunetul la fain. Și... hai cu bănuții. Haide, haide, poate cam greu că-s prea mulți pentru ei. Să faceți o idee, acum scot practic un aproape un salariu de-a lor. De-al unora, nu de-al... Mamă, dar greu e. Ia uite. Mamă, ești bogat. Mamă, ce bine e în bancă, e atât de rece, de fric. Afară e o căldură de... nu mai pot sta. Știi că n-ar fi problemă dacă ar fi căldură, dar... băi, o umiditate. Hai, tata. Hai, să continuăm, trebuie să mergem acum la următoarea cazare. Trebuie să facem acolo check-in-ul și am scos bani acum pentru că nu aveam, trebuie să plătesc depozit 200.000 de rupii. Hai. Hai să vă arăt cum arată o trecere în Indonezia. Deci asta e un fel de intersecție și uite unde e trecerea, frate. Și nu oprește, bineînțeles că nu oprește nimeni, trebuie să ai grijă. Să faci slalom printre ei. Și aia. Și aici ai bine. Mamă, vin la mașină acum. Na, treci dacă poți, frate. Deci la limită ești. Aici ori calci tu, ori te calcă ei, cam așa funcționează. Cum ar fi să calc o mașină? Ce ciudat sună. Hai să ne continuăm drumul. De fiecare dată când plec undeva trebuie să traversez câte un mall. Iar acum îl traversez pe ăla de ieri, din nou. Din nou. Ăsta e Central Park sau ceva de genul, nu știu cum ești. Aia. Gata, am făcut și check-in-ul. Am dat la asta 200.000 depozit. Acum să văd cum fac cu depozitul, că e posibil mâine să plec mai devreme, de ora 12 de aici.
Hai, pierd 200.000. Ușa! Ca și în primul video cu cealaltă cazare. Apoi o bucătărie. Da? Un frigider. Stuff only, ok. And look like that. Și hai să vedem ce view avem, că eu deja știu și nu sunt foarte încântat de el. Asta-i view. Stai, stai să deschid, trebuie să deschid. Deci, pentru... Ai de capul meu, spune că aia nu e o moschee. Deci dacă aia e o moschee, e gata. Și cred că aia e o moschee. Mă rog, cam ăsta-i view-ul pe care l-am. Era mai bine pe partea cealaltă cu piscina, dacă mă întrebai. Asta e partea a doua. O închidem frumos ușa. Și mergem la următoare. Stai, focalizează, focalizează. Hai, te rog. Hai, de ce nu vrei să... Aia, e focalizat. Bun, avem aici o baie. Și pe mine, care sunt transpirat. Nu arată, baia e chiar faină, foarte curată. Avem apoi aici o cameră. Așa arată. E ok, hai să vedem ce view avem aici, că asta e pe partea aia altă. Aha, pe dracu. Hai că asta e, e ok. Și aici mai am o cameră pe care, bineînțeles că nu o să folosesc, dar care idee. Uite, asta e o cameră. Cu patul aici și cu view-ul aferent care era și pe partea alaltă. Da. Mă rog, am un apartament cu două camere, living, bucătărie și baie. Pentru mine. Uite, cred că o să stau aici frumos să-mi iau un cocktail. Mă rog, dacă am timp de cocktail, că acum trebuie să o tai. Trebuie să mă duc să fac un test PCR. Problema e că trebuie să ajung la o bancă, la Mandiri Bank, să plătesc 275.000 pa, că atâta costă un test. Aia înseamnă că e vreo 20 de euro, cred că vă pun pe ecran cât e. Foarte ieftin să faci un PCR test aici. Bine, era mai bine să nu fac deloc, dar aia e că sunt vaccinat tot. Știi cum e, știi cum se zice, ești mare și vaccinat. Prea se mai potrivește treaba asta, nu prea. Aia, hai să mergem. Ca o idee, ca să vedeți cât de cald e aici și ce umiditate e, în jumătate de oră. De fapt, oră, stai că nu se vede. A, aici la lumină, poate se vede. Ia uitați cum sunt cerapii mei. Uz și așa de fiecare dată pe zi schimb cam, depinde de câte ori ies afară. De câte ori ies afară, de câte ori schimb ciorapii, pentru că e nebunie ce e afară, e nebunie. Umiditate foarte mare și ideea e că nici nu pot să merg peste tot în șlapi. Trebuie să merg în adidas. Aia. O să alegem noi la un moment dat în Bali și atunci renunț de tot la adidas și arunc la gunoi. Păi eu v-am uitat aici, eu am ajuns până la centrul ăla de, aproape de centru, că încă n-am ajuns de testare. Și mi-am dat seama că îmi lipsește ceva, ce îmi lipsea. Îmi lipsea camera. Uite cum mai sunt, hai, că acum o iau cu mine. Din păcate mi-a fost mie rușine să primez pe acolo, nu știu ce, pur și simplu nu mi-era ciudat. Ce mi-a penetrat nasul, ambele nări, plus gura. Oribil. A, testul a costat 275.000 și mi se
Apare rezultatul cam în 20 de ore, acum să vedem. Sper să fie 20 de ore, oricum e egal, nu cred că rezervile de avion până nu primești testul. Hai că am venit la schi, mi-am luat la schi, doamne, la patinaj aici, mi-am luat tichetul, dar mi-a zis că trebuie să aștept vreo oră, până la ora 3:40 și acum e ora... Cât e ora? Ora... 2:45. Hai că da. A, și pot să patinez 2 ore, dar uitați-vă cum sunt eu, în tricou, pantalon scurt, deci nicio șansă să stau 2 ore acolo. Că e un cer, cred că... Mă rog. Hai să aștept. Hai că mi-am comandat ceva de mâncare de aici, de la ăștia, e un fel de clătită. Și îmi pune ceva, un fel de carne de burger, sau un fel de burger, dar într-o clătită și picant. După o să-mi iau și ceva dulce, sau și ceva înghețată, ceva cu ciocolată, ia uitați acolo sus. Au niște chestii interesante, sper să fie. Și am plătit pentru apă și pentru chestia asta 32.500. Imediat cum mi-o dă, vă și arăt. Și mâncărica aia să văd o fi bună sau nu. Ia să vedem dacă e bună. E chiar mișto la gust. Se simte și gustul de picant, că i-am zis să pună picant. Nota 10. Mamă, cât mai am de așteptat, mi-am luat de mâncare, să zic că pierd puțin din timp, dar încă mai am. Mai am trebuie jumătate de oră de așteptat. Asta îmi pare foarte mișto. Și într-o șor. Genial. Genial să vii la patinaj în Asia, în Indonezia. Adică nu mă așteptam să fac treaba asta fix aici. Hai, poate și focalizez. Mamă, ce și-o dat-o câțiva copii aici. Îți curăț dacă mă las să intru pe gheață cu camera, că eu sunt nebun. Bine, să nu vă închipuiți că eu știu să patinez. M-am dat și-o de vreo 3-4 ori în viața mea, dar nu cad, aia e fata, nu cad. Dar nu sunt extrem de bun. Nu sunt deloc bun. Dar uitați, frate, la copilul ăla. Îl vedeți? N-are niciun stres. Eu prost, acum am văzut pe bilet, e SES3, gen sesiunea 3-a și e și un panou acolo unde e sesiunea 1, 2, 3, 4 și 5. Și la îndreptul sesiunii 3 scrie ora 16, deci mai am jumătate de oră de așteptat. Ce dracu fac eu în jumătate asta de oră, nu știu. Și gândiți-vă că nu stau 2 ore cât scrie pe biletul ăla, stau maxim jumătate de oră. Mai țineți minte când v-am zis că știu să mă dau pe patine? Uitați! Parcă gheața asta e ceva mai acoasă, nu știu, uitați-o. Da, deci am mari șanse să mi-o dau. Deci n-aveți idei cât de mișto ești să te dai pe aici în pantaloni scurți. Mi se pare genial, frate, dar ar fi așa și la noi. Bine, n-are acum, că la noi e frig. Dar aici e chiar cald, adică îi văd pe unii îmbrăcați destul de gros, dar nu înțeleg de ce.
Dar și am fost și la patinaj artistic. Ia uitați cum se vede în spatele meu. Poza de thumbnail. Superstar. Superstar. Mi se pare ce mi-a să facă un patinoar fix în mijlocul mall-ului. Și asta nasc. Dar fac un 31 de grade, în mall vă 20 și gheața-i gheață, nu? Mișto. Gata, cred că e cald să merg și acasă, să merg la piscina. Oră plină, gândiți-vă că n-am căzut nici măcar o dată. Mamă, de cât timp n-am mai fost, cred că n-am mai fost de vreo 2 ani la patinoară. Ce mișto e să mergi din nou. Dar o scos tot imines. Acum merg direct, fac un duș și după aia mă duc și la piscina. Hai da. Am venit și până la un magazin și am zis că astăzi vreau să mănânc sănătos. Sau mă rog, aproximativ sănătos, că totuși e din magazin. E ok. Gata și cumpărăturile. Mi-am luat până la urmă și câteva chestii mai nesănătoase. Dar asta e partea a doua. Era tare că tipul de la casă, orice îl întrebam sau mă întreba el, dar bine, pe indoneziană era singurul cuvânt pe care știa în engleză, era yes. Hai că am ajuns și acasă. Chiar v-am zis în urmă cu ceva timp într-un video. Aveți grijă cu moscheile. Bun. După cum ați văzut, am cumpărat dita mai sacosta de nebunii. Hai să vedem ce am cumpărat și cât costă toate chestiile astea. Am cumpărat o casserolă cu 2 mini ananași. Asta a fost o... Ia să vedem cât a fost asta. 20.070, nu știu, mă rog, vedem la final cât costă. Deci, ananas, 2 bucăți, o apă mare. Asta e un fel de mască pentru față, e pentru acne, pentru că în Asia umiditatea, cel puțin în partea de Asia de Sud-Est și aici prin Indonezia, e problemă cu umiditatea și din cauza umidității se par coșuri. Și inclusiv o pățesc treaba asta, așa că e bună. Apoi, pepene, pac, 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 ăsta am și preț aici, 18.125. După care, șef. Asta nu e apă tonică, e apă minerală. A, uite, și scrie aici. Încă unul. Da. Și partea mai nesănătoasă, o ciocolățică mică. Asta cred că e vreo 7-8.000 ceva de genul. Și preferatul meu. Pa, 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 pa. Asta a fost 20.070. Bun. Apoi încă ceva pentru acne, un fel de nu știu ce. Cred că și prea ceva. Și încă ceva nesănătos, adică să am două chestii nesănătoase, un cocavala și ciocolățică. Deci pe toate chestiile am dat 186.695. Vă pun pe ecran câți euro costă și să-mi spuneți în comentarii dacă e un preț ok sau nu pe toate chestiile astea. Mai mult ca sigur pe fructe puteam să dau mult mai puțin dacă o luam direct de la localnici, dar acum am luat-o din magazin, n-a fost ceva mai scump și am mai ridicat prețul și nebunile astea că n-au fost chiar foarte ieftine. Ia chiar să văd dacă găsesc cât au fost toate astea împreună, astea două împreună. Deci una a fost 42.000, ca să faceți o idee. Și cealaltă chestie, cred că 28.000. Da, 28.000 cu 42, pac, 71.000. A fost numai chestiile astea două. De.
Bun, acum pun să mănânc, să beau, să fac un duș și merg la piscină. Din nou! Băi, eu spun răzut o chestie, că se poate ajunge la ultimul etaj. Și acum o să încerc. Și după mergem la piscină. Hai, da, să vedem. Să vedem, să vedem ce o să iasă. Mamă, frate, e enervantă masca. Ăsta-i. Și nu e nimeni. Nu e nimeni și să vedem. Dăm cu ăsta 5-7. Nu merge. Nu merge. Nu merge. Nu putem să mergem sus. De ce? De ce? Merge la piscină atunci. Hai să vă arăt și traseul pe care trebuie să-l parcurs ca să merg până la piscină. Pam, 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 pam. Așa, pe aici, da. Exit. Poate și focalizez dacă vrei. Push. Mă, mi se pare că e răcoare. Ia uitați cum se vede sus. Ma! Eu acolo vreau să ajung. Nu cred că... Nu ne lasă nimeni. Nu ne lasă! O fi, care o fi modalitatea să ajung sus? Asta e curiozitatea mea. Ia hai că vă duc pe repede înainte, până la piscină.